Marcel Ciolacu vrea schimbarea ordonanței privind energia care tocmai a intrat în vigoare la 1 septembrie. Liderul PSD vrea ca și serviciile publice, bisericile și Metrorex să beneficieze de plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Chiar și așa, socialdemocratul insistă în continuare că prețurile la energie trebuie să fie reglementate pentru următorii 2 ani. Sunt foarte convins că o să, când vine ordonanța, deja a venit la Parlament. În momentul acela o să facem anumite amendamente și discuții în coaliție. Instituțiile de cult nu au fost prinse, aici bisericile, ceea ce este o eroare. Și sunt ferm convins că atât colegii mei cât și ceilalți colegi care formăm coaliția vom completa ordonanța. Serviciile publice, iarăși a fost o scăpare majoră, trebuie să-i punem pe cei de la finanțe să luăm impactul, indiferent cât de mult ar trebui să suporte bugetul, nu putem să lăsăm o escaladare a prețurilor la serviciile publice. Ai Metrorex-ul, care primește o subvenție de la statul român prin Ministerul Transporturilor, adică de fapt ne furăm singuri căciula, crește subvenția, mai bine intervii tu stat. Și vezi cum facem cu prețul la energie. De plafonare ar trebui să beneficieze și serviciile publice, este de părere Marcel Ciolacu. Motiv pentru care va propune în Parlament amendarea ordonanței aprobată zilele trecute de guvern. Trolebuzele și tramvaiele în municipiile care au, de obicei, aceste municipii mari, sunt anumite scăpări pe care o să le... Repet, este una din priorități în acest moment în Parlament și o să le punem pe hârtie și o să venim cu ele. Socialdemocratul crede cu tărie că o reglementare a pieței de energie va opri creșterea necontrolată a prețurilor facturilor. În următoarele zile o să vină și un punct de vedere unitar al Comisiei Europene. Haideți să așteptăm, rămân la părerea mea și nu mi-o schimb sub nicio formă, prețurile în energie trebuiau reglementate pe o perioadă de 2 ani de zile, până când piața se va alinia.